Bună ziua, dragii mei! A revenit cu partea a doua, și să mai adaug câteva cuvinte la acest cavaler de spade, care, da, reprezintă un semn de aer, vărsător, gemen sau uh, balanță. În cazul în care dumneavoastră vă duceți către cineva, și cum am spus mai devreme, este posibil acest nou de cupe am învățat de curând și simbolul acesta, să promită ce, fericirea. Poate promiteți cuiva, Fericirea. Poate promiteți cuiva că veți avea grijă de ei și că îi veți face fericiți. Poate promiteți un angajament, da? O nouă etapă în relația cu ei, da? Și felul în care o faceți, acest cavaler de spade este foarte direct și foarte, foarte intens. Nu știu de ce uneori mă gândesc și la, la scorpion, pentru că și scorpionii pot fi foarte intensi. Aveți grijă să nu intimidați, să nu speriați felul în care vă exprimați, pentru că vorbim de spade exprimare, da? să nu fie uh, foarte tulburător pentru cei cu care vreți să relaționați. Da? Aveți mare grijă. Spun asta pentru că v-a apărut da, acel diavol în spatele marului preot. Acel diavol poate să fie și o tendință egotică sau poate, o te poate fi o tendință de a vorbi. Reprezintă și excesele, da? de a vorbi într-un anume fel, ori foarte mult, ori foarte intens, da? Și uh, blurați oarecum uh, imaginea Marului Preot, care este o imagine foarte pozitivă. Acum, ei au un suflet luna. Luna adesea este asociată cu secretele. Este asociată cu zodia racului, da nu degeaba avem un rac și al peștilor și a peștilor. Dar fiind în, semn, în casa ei, da, în semnul lunii, simt că ei au o lună de apă, poate au luna scorpion, în gemen sau un pești, o, o persoană cu care relaționați care a apărut în această etalare. Sau au o lună foarte conectată la trecutul lor, la familia lor, la mama lor. Au o lună foarte conectată la acele energii ce vin, mai ales, fiți atenți, la lună plină, lună nouă, sau poate voi nu știți. Poate ei primesc mesaje, poate ei au vis, au vise premonitorii, au stări, au stări. Este sigur o persoană care are... Care primește mesaje și care simte foarte profund. Poate uneori, tocmai din cauza că simte foarte profund, să devină oarecum depen, depresivă. Poate din acest motiv vă e frică oarecum să vă angajați într-o căsătorie pentru că nu știți dacă veți face față acestor tendințe oarecum mai ciudate, mai misterioase. Poate să fie o persoană foarte atrasă de, de ezoterism, da? de cărți, de astrologie și puteți adăuga pe listă. Mercurul lor este un mercur foarte frumos, ave, au temperanța, echilibru, își doresc să se echilibreze pentru că au niște emoții, am spus, repet, foarte intense, și mai presus de echilibru își doresc să lucreze cu ce, ceacrele lor, să-și echilibreze energiile, nu doar emoțiile, să se conecteze la spiritualitatea, la îngerul lor protector. Poate chiar vorbesc cu îngerii, poate chiar au cine știe ce. Uh, lucru spiritual despre care nu știți foarte mult. Poate fac afirmații pentru că e Mercur, da? E poziția lui Mercur care vorbește. Scriu. Vin cu mesaje spirituale pentru cei din jurul lor, pentru lume, da? lumea care îi înconjoară. Cum se manifestă în această relație cu dumneavoastră și în general în viața lor, profesională, particulară? Au acest doi de cupe. Este, repet, un semn de apă și voi aveți semn de apă, vă doriți să fiți emoțional pentru că nu aveți cum cu această persoană. Deci dacă îi tratați cu această imagine, nu veți avea niciun câștig. Dacă schimbați imaginea și veniți măcar ca și ofertă ca regina de monede, da? veți primi altfel de răspunsuri. Neapărat că e vorba de bani. Este o energie pământeană care susține apa. Pământul susține apa. Cum relaționează? Ei ar dori să comunice foarte mult cu voi, și să, dar și o fac, cred, chiar și când nu comunicați, o fac la nivel telepatic, este o și simțiți voi, simțiți, asta e clar, aveți valetul de cupe aici, cred că este persoana la care vă gândiți, da? Și simt, simt că există conexiune între mesaje, da, ei în, în suflet au tot lună în, și voi în martele vostru, în casa voastră zece. A Poate în viața lor profesională au parte de un contract care le aduce mari beneficii și în primul rând satisfacție emoțională, un contract care îi satisfac profesional foarte bine. Dacă vorbim de bani și de, de viața profe profesională în relație cu voi, da, comunică. Este o comunicare care vindecă pe amândoi, vă vindecați unul pe altul. Poate că nu reușiți să spuneți tuturor ceea ce reușiți să, să comunicați cu ei. Repet, chiar și telepatic, poate nu tot timpul verbal. Da? Că doar vă gândiți, asta e o carte a lumii, a călătoriei, poate fi o călătorie mentală. Da? Și emoțional, comunicați, asta e imaginea unui mesager, comunicați emoțional. Cred că aveți comunicări telepatice. Cred. Deci le este frică de acest faeton, da? Este uh, semnul racului. Dacă aveți planete în, semn de, în semnul racului, poate rezonați și cu acest mesaj. Le este frică că nu veți veni înspre ei, da? Pentru că dumneavoastră aveți aici o, o carte care exprimă mișcarea. Sau le este frică că nu se pot mobiliza mai aproape de dumneavoastră. Poate să fie ceva legat de casa a patra, a familiei, familiei lor, familia voastră, ceva, da? Le este frică că nu vor ajunge să aibă o, o relație atât de stabilă încât... nu! Simt ceva își doresc să aibă o familie, da? Asta își doresc. Și le este frică că nu-și vor găsi casa, locul. Aceasta e casa a patra, reprezintă chiar casă, mașină, da? Poate își doresc mașină și nu le e frică că nu vor avea sau o casă în care să stea, în care să se mute cu voi sau cu altcineva. Da. Aceasta simt că e mult mai aproape de, de adevăr. Ce își doresc? Că își doresc familie, 10 de monede. Poate unii dintre ei în continuare sunt aproape de părinți și și-ar dori să plece, să aibă viața lor și din acest motiv le e frică. Că nu pot să-și cumpere mașină, că nu pot să-și cumpere sau să-și închirieze o garsonieră, că n-au stabilitatea financi financiară. Aceasta este o carte care reprezintă mare stabilitate financiară. Da? Își doresc poate să fie susținut de familie, un pic financiar, până își dau ei drumul la, eu știu, până, până le merg lucrurile mai bine. Dar, mai presus de toate, își doresc cu familie poate cu voi. Pentru că aveți și voi o imagine care reprezintă familia, dar oarecum uh, negativă. E în poziția fricii la voi, e în poziția fricii. Este frică că nu veți face față acestui angajament vă este frică, dar nu este obligatoriu să fie și adevărată. Fricile nu sunt adevărate, sunt doar iluzii, da? Deci asta își doresc. O familie. O familie care să, să construiască împreună, să construi, să munci, să faceți bani împreună și să, să puteți asigurați viitorul copiilor și nepoților voștri. Într-un final de februarie, ce este? Marea preoteasă. Aceasta iar este un semn. Avem februarie, da? Numărul 2, vedeți și voi. Avem februarie, avem posibil zodia peștilor, da? Pentru că avem și lună, da? Poate ceva, un eveniment în această perioadă să se întâmple, dar cred că, așa cum am spus și mai devreme, cred că sunt super intuitivi oamenii aceștia. Oamenii aceștia simt, înțeleg lucruri pe care mulți oameni nu, nu reușesc să le înțeleagă. Aceasta este Marea Preoteză, care se conectează la intuiția lor. Da, pot fi niște secrete. Aveți două, carte, două cărți care exprimă secretele. Poate țin secret această dorință de familie. Poate țin secret această frică, că nu-și vor găsi o casă, o garsonieră, un apartament în care să stea separat, să-și facă ei familia lor să nu mai stea cu familia părinților, da? De fapt, aveți trei cărți care exprimă spiritualitate și telepatie. Patru, da? Temperanța, două decupe, luna și marea preoteasă. Este posibil să, să comunicați luna aceasta mai mult decât oricând la nivel telepatic? Și cred că, cred că am senzația că lucrează în public deja sau cu un anumit public la nivel spiritual. Poate dau și ei în cărți, poate fac astrologie, poate fac psihologie, psihia psihiatrie mai puțin, psihologie, da? Poate au făcut facultatea de teologie și lucrează în domeniu. Deci, toate aceste cărți exprimă cineva care poate să predea spiritualitate. Și au și aceste calități în Suflet, da? Lună. Au doi decupe în, în poziția Casei a Zecea. Vor să ajute oamenii, da? Cu experiența lor, cu ceea ce comunică la nivel spiritual. Deci asta văd la partenerul vostru, că sunteți voi, că sunt ei, alegeți. Haideți să găsim un mesaj pentru gemeni, mesaj din uh, cartea oracolelor ale lui Dorin Vălciu, gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni, februarie 2019, vă rog frumos un mesaj pentru gemeni. yoga. Nu a picat, s-a răsucit. Și uitați ce aveți. Yoga. Cum am zis, ei pot face yoga, pot, se pot conecta, își lucrează chakrele, Uitați ce frumos comunică cărțile între ele, da? Și vor să și vindece oamenii, da? Poate sunt coordonatori, da? Au deja și Marea Preoteasă, au și Luna yoga. Dar puteți să luați mesajul ca fiind pentru voi. Să vă apucați de yoga în cazul în care nu faceți, da? Să fie o schimbare de carieră sau un hobby care devină, iaute, și în continuare uh, vorbiți cu ungerii voștri, talk to your angels. Vorbiți pentru că numai așa puteți să manifestați într-adevăr și, în primul rând, să renunțați la frici, da? Și să manifestați fericirea asta, starea asta de bine pe care v-ați dori o să o manifestați în întregime. Da? Vă mai lipsește doar o cupă. În continuare, ce ați mai primit? Artist și speaker. Am zis, pot vorbi în public despre spiritualitate, da? Pot vorbi în public? Foarte frumos, mai și cărțile. Poate fac și artă, o artă spiritualizată? Sau, dacă nu, faceți voi. Teaching, da? Predare. E fantastic cum cărțile s-au așezat și sunt atât de expresive, că doar știți și voi engleză în principiu, aș putea să vorbesc despre fiecare în carte încă vreo 2-3 minute, dar ele s-au așezat foarte frumos. Nu trebuie în aceeași ordine, dar este impresionantă așezarea totuși. Deci, dragii mei gemeni, da? comunicați, speaker, gemeni, da? Comunicați cu persoana dragă, cu îngerii în primul rând și apoi cu cei pe care îi iubiți. Faceți arta, arta voastră, că, -i, că faceți poezie, că pictați. Dacă persoana respectivă pictează sau face poezie și mai bine, da? Ca să comunicați în același limbaj cu ei, da? Pentru că mai devreme... Ați avut ce ați avut și vă arăt că ați avut și trei da. de săbi din cauza că nu erați pe aceeași lungime de undă. Deci asta simt că ar fi mesajul pentru februarie pentru cine născuți în zodia Geminilor. Sper să vă inspire și să ne revedem cu mesaje pozitive în continuare. Numai bine, dragoste și pace. La revedere!